Așadar, ringul alegerilor locale se aglomerează din ce în ce mai tare, în condițiile în care coaliția aflată la putere nu a reușit încă să-și desemneze toți candidații. O nouă ședință a liderilor PSD și PNL va avea loc mâine, care sunt reuniți într-o căsătorie de conveniență, nu pentru că ar fi îndrăgostiți, după cum afirmă europarlamentarul liberal Rareș Bogdan. Există căsătorii de conveniență, nu spun de interes, în care îți respecti partenerul, că te-a pus mama cu tata să te însori, dar asta nu înseamnă că ești și îndrăgostit. Nu vă gândiți cumva că suntem îndrăgostiți cu cei care au condus județul ăsta mult timp, nici într-un caz. Dar în același timp știu ceva, că azi noapte Kievul a fost bombardat, că se pregătește cea mai mare ofensivă spre Nicolaev și Odessa. Mai știu că am văzut declarațiile și le văd al lui Medvedev și Putin legate de gurile Dunării și testamentul lui Petru cel Mare. Și mai știu o chestiune. Că dacă cade Nicolaev și Odessa și dacă Rusia se apropie de Rieni, de Ismail și atât de aproape de Brăila și de Galați și de Tulcea, România este într-un real pericol. Iar Moldova este sub un pericol total. Așa că, dragii mei, să ne gândim matur, să ne gândim ce putem face pentru țară,